ceva. Bună seara, iată-ne din nou la Provocarea, ziua de marți, ora este alta, este ora 9, așa cum nu v-ați aștepta de această dată. V-am provocat chiar din această seară pentru fidelitatea și atenția voastră. Avem o temă foarte interesantă, cu siguranță o să o iubiți și o să o îndrăgiți, dar înainte de a lansa tema, dați-mi voie să vă anunț numărul de telefon 0263 231 563. Vreau să trec peste orice barieră clasică de și anume moderator și invitați. Cu toții putem fi pentru o clipă moderatori, cu toții putem lansa întrebări, provocări, așa că vă aștept să intrați într-un dialog direct cu noi. Avem doi coprezentatori, așa cum v-ați obișnuit. Pe Cristina deja o cunoașteți din atâtea emisiuni. Bine ai venit! Bine v-am găsit din nou! Bună seara! Și un invitat și un coprezentator special, Ionuț Rusu, sau Rus, îmi cer scuze, Rus. Ionuț. Un băiat extraordinar, foarte talentat, pasionat de, o să descoperiți imediat ca să nu dezvălui eu. Și să facem cunoștință și cu invitații noștri, în dreapta mea. Mă numesc Anas Patriș, sunt elev al Colegiului Național de Mureșan. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Așa, tot în dreapta mea, puțin la o anumită distanță, domnul profesor Viorel Simion, că îmi cer scuze, la liceul Andrei Mureșanu și la Școala Populară de Artă. Și? Rus Vlad, elev în Colegiul Național Liviu Rebreanu și activez în trupa Epilog, solist vocal și okay. Încă ceva. Încă ce? Rămâne să descoperim pe parcursul emisiunii. O las pe Cristina să anunțe tema emisiunii. Tema emisiunii este una la care nu ne-am gândit foarte mult, deoarece credem că este una de actualitate despre care tinerii vorbesc foarte mult în ziua de azi. Ea se referă la muzică, mai exact tinerețe în ritmuri sonore am numit-o noi și în primul rând am vrea să aflăm de la invitații noștri din studio ce muzică preferă ei, care cred ei că e cea mai bună muzică care se ascultă la ora actuală în România, să spunem, sau în Bistrița. Eu aș avea o propunere, să începem cu domnul profesor Viorel Simionca. Păi de ce aș fi eu primul? Pentru că sunt cel mai în nemăsură să... Cel mai în vârstă, cel mai înțelept. Titlul este foarte clar. Tendințe în ritmuri sonore se referă în special la tineri. Voi sunteți, mă dominați acum cu tinerețea voastră, deci eu cred că voi trebuie să răspundeți prin... Dumneavoastră veți care concluzia să... tinereții. Ia să vedem, Patrick, tu ce spui? Majoritatea tinerilor din Bistrița au o perspectivă mai sumbră asupra muzicii de bun simț. Ei preferă muzica house, pop și, bineînțeles, și manelele. Dar nu toți putem fi face lungime de undă. Categoric. De ce ai spus că este mai sumbră muzica? Este mai sumbră pentru că noi, cei care ascultăm o muzică de bun simț, îi privim altcumva, cu alți ochi pe ceilalți. Ce numești tu o muzică de bun simț? Care e aceasta? O muzică de bun simț se poate caracteriza prin mai multe efecte de relaxare asupra celui care o ascultă. Dă-ne un exemplu. Ce gen de muzică asculți tu, de exemplu? Gen de muzică foarte plăcut și cunoscut ar fi bluesul, jazzul. Crezi că aceste genuri de muzică mai prind la tineri? Normal că prind, pentru că au și teme, abordează teme foarte iubite de către tineri, iubirea. Ai spus la un moment dat că este o muzică de stare. Crezi că tot timpul ai starea adecvată pentru a asculta un gen ca și jazzul sau ca și bluesul? Nu trebuie să trăiești un anumit moment, o anumită emoție, o anumită stare, ca să mă repet. Din punctul de vedere al stării, tineretul oscilează în funcție de gen, în funcție de cum se simt. Exact. Evident, dacă se simt calm, liniștit, că se simt ok, o să asculte ceva mai liniștit. Și la cealaltă extremă, dacă se simt nervos și simt că trebuie să dea afară ceva ce au ținut în ei prea mult, evident o să se îndrepte spre ceva mai dur, care să îi ajute să-și
exprime. Și atunci, crezi că un tânăr poate să afirme că el ascultă doar un singur gen de muzică? În moment ce are stări atât de diferite? Nu, nu. Deci aici chiar depinde de modul în care ne simțim când ascultăm un anumit gen. Tu, de exemplu, ce genuri asculți? Heavy metal, de exemplu, depinde. Dar mă refer când ești liniștit. Ce genuri asculți? Tot metal. Deci eu cum să spun, mă axez pe câmpul ăsta lexical al heavy metal-ului, al rock-ului, pe genurile astea. Evident, mai liniștite dacă am dispoziția de a asculta ceva mai. Ce trupe recomand tinerilor? Păi, ce să spun, dacă chiar vă simțiți bine într-o după-amiază, aș zice să ascultați niște Cannibal Corpse, Cradle of Filth sau puteți Metallica, de exemplu. Nu știu. Depinde, fiecare ce simte. Simți că muzica, într-un anumit fel, contribuie la personalitatea ta? Da. Te influențează în ce fel? Te influențează? Versurile mai mult influențează tineretul, spun eu. Unele trupe, unele piese transmit niște mesaje. Cum să spun, ne fac să ne ridicăm împotriva ceea ce nu ne convine sau pur și simplu ne fac să ne manifestăm trăirile interioare. Deci prin intermediul versurilor, prin intermediul liniei melodice. De ce crezi că sunt anumite persoane care afirmă foarte hotărât că ele nu ascultă altceva în afară de un singur gen de muzică? Ele, până la urmă, toată muzica e tot muzică, după părerea mea, nu știu, poate nu sunt destul de informată în subiect. Nu pot să-mi explic fenomenul ăsta, pur și simplu, aici ține și de gusturi, nu numai de trăiri, adică cum m-am axat și eu pe acest gen și acea persoană se poate axa, de exemplu, pe pop sau pe... Ok, din punctul meu de vedere, gustul poate fi și educat la un moment dat. Da. Cine te-a influențat sau presupun că există un factor, un mediu în care te-ai dezvoltat? Păi, eu de mic am început să ascult genul ăsta de muzică. Da. Și părinții mei ascultau când erau mai tineri trupe gen Smokey, Queen, Iron Maiden, mai ascultau și ascultând și eu când eram mic, involuntar au ajuns să-mi placă acest gen de muzică și pe urmă am descoperit eu trupe noi și am început să mă interesez de trupe noi și... Un alt fel de gen muzical ai fi deschis să-l testezi, să-l descoperi? Sunt deschis la mai multe genuri. Îmi place și muzica clasică, îmi place folk-ul. Uh-huh. Toate pot fi, la un moment dat, cum să spun, pot fi încercate oricum. Că merită încerca, nu ai nimic de pierdut din a încerca orice gen. Tu, Ionuț, ce gen de muzică recomanzi adolescenților? Eu recomand genul care, cum să vă spun, fiecare om are un gust. Gusturile nu se discută, dar... Pot fi educate. Pot fi educate, logic. Eu personal ascult acasă foarte mult folk, heavy metal și rock în general. Recomand tinerilor să asculte muzică rock. Și muzică clasică. De ce în general, muzică tinerilor să asculte muzică rock? Pentru să iasă dintr-un anumit tipar pe care l-ați descris, că majoritatea ascultă un anumit gen de muzică și i-ați enumerat acolo. Eu sunt de părere că muzica rock este și muzica folk, de asemenea, sunt unele dintre puținele genuri de muzică care sunt cântate live. Și pentru mine asta contează.